Această emisiune vă este oferită de Carrefour. Să mulțumim serviciului comercial care, vedeți bine, și-a făcut treaba. Îl avem invitat în această ediție pe domnul Ștefan Pădure, vicepreședinte ProAgro și președinte al Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc. Discutăm despre proiectul de politici publice. Vom relua tema câteva minute mai târziu. Lăsasem discuția înainte de pauza publicitară la punctul SIAL 2018 și la rezultate. Știu că aveți o statistică vis-a-vis de exporturile românești. Care este structura lor? Da, noi am plecat în acel proiect de politici publice tocmai luând dintr-un studiu făcut de PR-ROM că ponderea capitalului românesc în exporturi este la alimente, băuturi și tutun 45%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aici avem capital românesc. Companiile mari sunt în zona cu capital românesc, în această zonă. Urmează produsele din lemn și mobilă 36%, ciment, sticlă, ceramică 36%, textile, confecții, pielărie 35%. Practic, politica pe care noi dorim să o facem în viitor trebuie să fie legată de acești acționari sau de companiile care au headquarter-ul în România și care au capital românesc, pentru că celelalte nu au nevoie de aceste programe și nu participă, nu că dacă ele vor și se încadrează, pot intra foarte bine, dar ele nu folosesc. Deci ele oricum ascultă de alte comandamente. Sau alte politici și politici generale. Da. De aceea... Și degeaba un manager local ar dori un lucru dacă nu îi se dă ok-ul de la centru. Este alta, sigur, de promovare. De aceea, când m-ai întrebat de eficiența la export, eu cred că aici trebuie să ne ducem și în discuțiile pe care le avem cu companii. Sunt companii care au început cu acest program și au ajuns la peste 50% din cifra de afaceri la export. Este fantastic. Da. Și nu mai vin într-o luptă să spun, dacă unul dintre supermarketuri spune la un moment dat, știi că trebuie să-mi dai cu 10% mai puțin, zice, îmi pare rău, am alternativă și am unde mă duce pe piață. Și asta înseamnă o discuție. Când vom putea să găsim o cale comună cu un preț comun corect pentru produsul meu, atunci ne vom întâlni și vom avea produsul pe această piață. Tema asta exportului mie îmi este foarte dragă pentru că am credința faptului că exporturile trebuie să prevaleze în condițiile în care trăim pe o piață liberă, pe o piață unională, libera circulație a mărfurilor se manifestă pe deplin și de ce nu am profitat de lucrul ăsta. Vreau să vă întreb următorul lucru. Am băgat de seamă că și bine au făcut, zic eu, pot să le dau pentru că e știre generală. Atât Asociația pentru Producătorilor de Salam de Sibiu, cât și Zimbria au cam abandonat linia asta ușor naționalistă. Sloganul celor de la Salam de Sibiu este Enjoy is from Europe, iar compania gălățeană are a spart piața Parisului cu Dacăs, un joc de cuvinte care te trimite la ducesă, și de acolo piața italiană cu Turking, regele Curcan și... Bun. Și mai dacă știu, permis să te corectez un pic. Enjoy is from Europe este un slogan, program este un program european care se desfășoară promovarea produselor de calitate europene. Da, da, da. Și aici noi pierdem. Adevărat. Când noi suntem într-o piață unică europeană, noi ne-am închis în piața noastră, când s-au deschis granițele, alții au venit, noi n-am știut că trebuie de fapt să fim pe același val. Noi nu mai avem est, lucru care se întâmplă și la forța de muncă. No, păi, eu vreau să spun că m-am bucurat când am văzut că schimbarea, propusul este subsumat sloganului european. Pentru că nu se mai pune problema. Până la coadă, avem imaginea. Dar brandul european este mai puternic decât brandul românesc la momentul ăsta. Să ridicăm la nivelul Italiei, Franței, să ridicăm peste nivelul european. Asta ne dorim, dar mai întâi îl folosim pe ăla care e mai puternic. Și putem eficientiza prin o mai bună politică decizională la nivel public. Eu cred că merită să vedem un film pe care ni l-ați adus pentru a înțelege telespectatorii mai bine la ce se referă. E un film care se referă, prieteni, la un program de pregătire, de perfecționare a celor care doresc să iasă la export. Sunteți de acord? Să fac o politică publică pentru promovarea exportului. Perfect. Regia, vă rog mult de tot filmul. Politicile publice ce transpun în acțiune prioritățile guvernamentale
Ar trebui să fie un barometru al bunei guvernări și managementului public, care să fie reflectat în calitatea vieții, în bunăstarea și satisfacția beneficiarilor acestor servicii publice, fie ei cetățeni sau mediul de afaceri. Ne-am obișnuit în mod tradițional cu o abordare a politicilor publice de sus în jos, adică top-down, care este o abordare de tip discreționar, clientelar și autoritar, în care contează foarte mult ca politica publică să fie gândită în beneficiul sistemului public și să fie ușor de implementat, ușor de administrat. În fapt, din contră, abordarea modernă a reformării politicilor publice este o abordare de tip bottom-up, de la firul ierbii, de jos în sus, pornind de la nevoile și interesele și de la percepțiile beneficiarilor acestei politici publice, pornind de la efectele și rezultatele scontate în practică pentru dezvoltarea mediului de afaceri, și această politică trebuie să fie gândită într-un mod participativ, transparent și rațional, adică bazată pe argumente. În acest sens, consultarea stakeholderilor, adică actorilor interesați și afectați de politica publică, ar trebui să se întâmple în fiecare etapă a procesului de elaborare, de implementare, de monitorizare și evaluare a politicilor publice, începând de la definirea și descrierea corectă și clară a problemei de politici publice pe care vrem să o rezolvăm, continuând cu inventarierea și alegerea soluțiilor alternative și alegerea argumentată a acelei soluții pe care dorim să o implementăm, soluția optimă, și ajungând în final până la monitorizarea și evaluarea rezultatelor și efectelor acestei politici publice în procesul de implementare. O astfel de abordare ar avea avantajul că ar contribui pe deplin la responsabilizarea managementului public prin măsurarea atingerii obiectivelor de performanță propuse de politica publică, ar contribui la o alocare mult mai corectă a resurselor publice și la o cheltuire eficientă a banului public. În fapt, chiar dispozițiile legii transparenței decizionale, numărul 52/2003, prevăd că procesul de transparență și de consultare publică se aplică inclusiv documentelor de politici publice, adică acelor instrumente de decizie prin care încercăm să găsim soluții optime la problemele cu care ne confruntăm în procesul de guvernare și în procesul de conducere a țării. În esență, pentru a ne implica și noi activ în creionarea acestor politici publice, ar trebui să ne dezvoltăm, să ne creștem competențele de formulare și de promovare a politicilor publice alternative într-un mod argumentat în interiorul societății civile, a partenerilor sociali și a mediului de afaceri. Acest know-how asociat procesului de elaborare a politicilor publice ne-ar ajuta să devenim în viitor niște parteneri de dialog relevanți în procesul de luare și influențare a politicilor publice și a deciziilor publice. Sunt Mircea Mitruțiu, sunt unul dintre autorii standardului ocupațional al specialistului în activități de lobby din România. Sunt titularul disciplinei de modele de argumentare a politicilor publice de la Masteratul de Politici Publice și Advocacy al Universității de Vest și vin în fața noastră în calitate de formator și de expert implicat în elaborarea acestei politici publice alternative de promovare a exporturilor românești în cadrul proiectului derulat și implementat de Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc. Vă invit în acest sens să vă înscrieți cu încredere și să participați la sesiunea de instruire în domeniul elaborării politicilor publice care va avea loc în 27-29 ianuarie 2019 la Predeal, ocazie cu care veți putea dezvolta o competență nouă care va face diferența în viitor între cei care stau pe margine, sunt doar simpli observatori și comentatori ai deciziilor luate de alții, și cei care fac agenda și cei care dau tonul în dezbaterile și în discuțiile publice pe marginea deciziilor de guvernare. Veți deveni astfel cu adevărat niște reprezentanți autorizați ai grupurilor legitime de interese care își apără și promovează interesele membrilor, beneficiarilor și susținătorilor lor. Vă mulțumesc!
Ați văzut așadar la ce se referă acest program. Ce ați mai putea spune despre el în plus? Dacă nu a reușit să creeze o așteptare pentru membrii organizațiilor patronale și partenerilor sociali, atunci le recomand să ne contacteze pentru a sta la aceeași masă, a învăța cum să participăm împreună și în viitor, de ce nu, să formăm coaliții formale și informale pentru a atinge interesul legitim al membrilor. Păi rețineți sugestia domnului Pădure, nu uitați că suntem în an centenar și anul Marii Uniri și ca să vorbim, să amintim așa și despre înaintași, să ne amintim de ce spunea Cogălnicianu, unirea face puterea. Nu-i așa? Bine, el ceva anterior Marii Uniri. Așa este, dar pentru România, dacă nu știe să profite de oportunitățile de care spuneam mai devreme, de piața unică, de ieșire în afară și de valori, vom rămâne tributari unei piețe locale, unei burse desfășurate în jurul Mării Negre, unde nu este numai Uniunea Europeană care are prețurile, să spunem, la un alt nivel. Avem și o Ucraina, avem și o Rusie, care pe sectorul agroalimentar ne cam lovesc. Și o Turcie, fără discuție. Extrem de și ne cam lovesc. Dacă vom continua să vindem grâu și porumb, nu cred că vom putea să facem din alimentul românesc un motiv de mândrie națională și cu atât mai puțin un motor al economiei. Deci e vorba de corecții structurale. Noi ar trebui în profunzime să începem să dăm valoare adăugată. Dacă este inadmisibil, tu ca țară, dacă ești cel mai mare producător de porumb, tu trebuie să ai cea mai ieftină materie primă pentru a-i da prima procesare, creșterea animalelor. Urmăm după aceea cu sacrificare și carne. După carne urmăm cu carne procesată. După carne procesată ne ducem în produse certificate, fie ele pe sisteme de calitate europene. Domnul Pădure, cum îl pot convinge eu, stat român, pe fermierul X ca să nu vândă la export pe valută și să vândă unui procesator? Într-adevăr, nu prea sunt unități de procesare. Nu mai sunt ferme de porci. Este foarte simplu. Plecând de la cererea de piață. Avem programe măsura 3, pe care, din păcate, până în acest moment nu le-am implementat. Valorile nu sunt mari. Este vorba de 3.000 de euro timp de 5 ani pentru un fermier, pentru certificare. Îi certifică gratuit produsele pe sisteme de calitate europene. Asta înseamnă, el le certifică gratuit, te duci după aceea, faci un program de promovare pe Enjoy from Europe, poți să scrii pe toate supermarketurile, să le desenezi cu roșu, galben și albastru, nu să te cerți, ci să spui, consumatorul dorește produse românești, dorește produse de calitate, așteaptă o poveste. Avem povești, avem tot ce ne trebuie, numai că nu avem o cooperare și de cele mai multe ori... Să mai consultăm că am făcut și etnografie. Deci. Acest teatru al războiului nu folosește decât unor elemente care își încearcă o poziție, ori politică, ori o notorietate personală și, din păcate, dacă nu ai nimic de spus, doar să vii, să ridici probleme și să arunci cu noroi, nu cred că este un câștig nici măcar pentru membrii tăi și nici pentru tine. Dreptate și până la urmă vina ne aparține, nu alții, pentru că orice investitor de pe planeta asta profită de orice oportunitate. Absolut. Exact ce se întâmplă în momentul Obiective care să țină de calitate și cererea și să-mi fac o fabrică să fie o decizie a unei cereri de piață? Nu au decizii să acceseze un program european care îmi dă bani. Păi, asta e regulă știută. Piața spune ce trebuie să fac. Dar e foarte ciudat. Deci, e regulă știută, o discutăm între noi, iar când se duc, făceau monitorizare cei de la PNDR și spuneau, țăranul nici nu știe că poate să-și certifice producerea, să vină cu valoare adăugată. Că dacă am cerere de produse, procesatorul le face. Mai departe mă duc și îmi caut materie primă, da? Și toate trebuie să fie pe lanț certificată. Putem face, avem o achiziții publice. Statul, vrei, nu vrei, este unul dintre consumatorii mari de bugete. Da. De ce nu introducem o componentă, cum fac și alte state, în care să spunem, produsul de calitate trebuie să fie 30%, că ai voie. Da? Deci este egal pentru toată lumea, dar să ai produse de calitate, pot veni și cele din afară. De ce nu introducem o amprentă de carbon? Adică transportul să fie mai mic și să fim într-o anumită zonă. Noi trebuie să gândim niște măsuri. Spunea un prieten acordat comun, european, Dorin Cojocaru, dăm șosele mai bune și dau mâncare mai ieftină. Nu. De unde? Da, în fine. Cum a fost, ce va fi? Dacă ne retragem acum în zona noastră de competență, să spunem, în programele de promovare, anul acesta a fost un an bun. Am participat la 5 manifestări. Împreună cu Bio România am făcut Biofach Nuremberg, o revenire după
6 ani, parcă. Da, după 6 ani, de când și din 2000, în 2013 am fost țara anului. Da. Deci de 5 ani. Da, am fost și eu acolo. Am fost țara anului și a fost și după ce am ieșit din țara anului, am ieșit pe ușa din dos. Da, e ok, regele câteodată iese și așa. Pot să amintesc un lucru care nu mi-a plăcut atunci. Lumea la standul României în partea de mâncare aștepta un anumit comisar european, român, pardon, europarlamentar român la standul, așa, și l-au așteptat cam degeaba pentru că a stat numai în partea de cosmetice bio. Nici măcar n-a trecut pe acolo. Și numele nu este al doamnei premier. E altcineva. Următorul târg a fost Galfood. O aveam de ani de zile, trebuia să o dau. Dubai. Am văzut, scuze. De aceea nici nu comentez, pentru că ne-am întâlnit acolo, știm despre ce este vorba și trebuie să recunoaștem totuși că a fost o manifestare cum ar trebui să fie la toate manifestările. Nu, că din partea dumneavoastră și din partea românilor totul a fost ok. Vorbesc, a fost la momentul respectiv. Valoare. A fost premier, a fost ministru agriculturii, am avut comisarul european. De ce oare doar la acel târg? De ce nu mergem și în altă parte? Ofumeu îl spun acum. Am invitat autoritățile române încă de la începutul programului să-și aleagă o perioadă și să vină. Și rugămintea a fost, domnule, la Târgu Sial, unde sunt 64 de producători. Și am avut promisiuni că se va veni. Ministerul Agriculturii și-a cerut scuze în ultima clipă. Domnul ministru mi-a promis mie că va ajunge. Înțeleg, este pestă, este o problemă, dar cred că poate trebuie să ne gândim și în viitor că o prezență a unui ministru dă încredere că acea țară este ok. Și puteam spăla un pic din această pestă. Înțeleg, avem o situație specială, dar poate pe viitor nu vom mai fi doar stingători de incendii, ci vom încerca să și contribuim cu ceva pentru creșterea awareness-ului național. Am avut târgul din Dubai, Galfood, deja avem tradiție în el. A fost târgul de la Alimentaria Barcelona în luna aprilie. Am încercat o misiune în Johannesburg, pentru că poarta în Africa nu e pe sus, e pe jos, pentru valoarea adăugată, unde omul alb a făcut-o la momentul respectiv. Da, așa e. Dar mișcările pe care ei le-au acum, am zis că și așa riscăm destul, o mai lăsăm un pic să se liniștească. A urmat și al Shanghai, ca o cerere a producătorilor români de a merge în China. Degeaba ne-am chinuit noi în urmă cu 2-3 ani, haide să facem ceva. De data asta a venit cererea lor, am avut 15 participări. Și domnul comisar Hogan a fost alături de noi și am și discutat niște probleme legate de politica de promovare. A făcut onoare standului României, a stat acolo și am și discutat. Am putea spune că e un prieten al românilor? Nu știu dacă neapărat un prieten, cred că este un comisar care, ca toți comisarii cu care se poate discuta, cu toți europenii se poate discuta și din ce în ce mai bine se poate discuta și cu autoritățile din România, cu miniștrii, dar că le pui pe masă un document. Dacă le pui o poziție, nu poți să spui doar că e rău și nu face bine. Trebuie să vii cu o alternativă. Și noi așa am încercat și ca dovadă, în toate proiectele în care am fost, și știi foarte bine lucrul ăsta și în care ne-a susținut, și cu TVA-ul, și cu Mici, și cu da... Păi, Milgo a fost parte. În toate proiectele s-a reușit să se atingă obiectivele. Dacă lucrăm organizat, asumat și cu documente, eu zic că pot să mă rog și eu puțin, și eu și agenția și colegii mei. Cred că suntem singura agenție care atunci când se întâmplă un eveniment, publicăm de la fața locului în timp real ce se întâmplă acolo. Și mi-aduc aminte că la fel, dar nu numai voi, pe standardul dual, ați fost foarte activi. Da. Unde România nu prea a cerut poziții în țară. Noi am reușit să rezolvăm prin Bruxelles, să ni se preia în raportul pe care l-au votat majoritar în 13 septembrie Parlamentul European. Nu numai că au spus că da, există probleme de standard dual, ci au acceptat și soluțiile pe care România le-a dat. Deci sunt lucruri pe care dacă le faci structurat și organizat cu obiective de la început, se ating. Totodată suntem în partea de susținere a inițiativei pe care o au parlamentarii români acum pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare. În sfârșit, este un punct de unde putem pleca. Această agenție va gestiona sistemele de calitate voluntară. Adică, domne, tot ce înseamnă sisteme europene, naționale, astfel încât să am o strategie. Săptămâna trecută a fost lansată această strategie. E lansată mai de mult săptămâna trecută, prin Senat. Este în Senat, este în procedură. Mi se pare deja că umblăm la finețuri. Finețuri care ne pot aduce valoare adăugată și
valoarea adăugată care poate echilibra balanța comercială a României și pe sectorul nostru și pe celelalte. Nu avem multe puncte. Nu cred că vom mai putea noi acum să revigorăm, să facem avioane, să fim noi fabricanți români de mașini sau cu... Elicoptere, da? O să facem și putem. De acord, dar le vom face sub licențe. Da. Dar unde vom avea noi... Păi oricum și Bacon Eleven tot sub licență era și IARU tot sub licență. De acord, era cu dar motoare Viper. Unde ne putem noi, unde putem noi crește? Cred că în zona asta, în care am fost o putere agricolă, da, și alimentară. Dacă știm să le completăm și să ne stabilim obiective și să vindem calitate, cu siguranță, dar calitate înseamnă acea percepție în care să ne ducem în sus și să se deja la pui. Când vindem în afară produsul din pui, îl vindem proaspăt, producătorii români exportă zilnic camioane de produse cu valoare adăugată mari, piept, mușchiuleți de pui în afară, chiar carne proaspătă și concurează. România este poziționată în topul producătorilor de carne de pui. De, dacă am reușit să ajungem, adică ei merg în supermarket, nu vând pe diasporă. Da. Ei vând în supermarket acolo unde e comerțul. Dacă am reușit, început și cu dulciurile. Am început personal să urăsc când aud pe cineva că vând doar la diasporă. Da, acela nu este un comerț. Da, nu e comerț, nu e export. Da. Este e o fărâmă. Am putea folosi, în schimb, diasporele, cum au făcut italienii. Da? Adică de ce parmegianul a ajuns unde a ajuns? Pentru că diaspora respectivă și-a promovat produsul și acum este un must. Domnul Pădure, știți foarte bine că emigrația română este total diferită de alte comunități. Pentru că acolo unde sunt doi români în străinătate, ăia se taie. Nu colaborează. Eu cred că de la Miorița am învățat. Păi da, în fine. Ce va fi? În viitor, deci am încheiat cu Sialu, care a fost ultima manifestare și am lansat acest brand cu noul logo sectorial și vrem ca pentru următorul an să vom avea la fel 5 acțiuni. Biofac Nuremberg, la care vor face colegii de la Bio România, se vor duce mai departe, fiind un domeniu mai special. Da. Gulf Food Dubai, încă o participare. IFE Londra, care va deveni o țară terță după ce am văzut în ultimul timp, da? Cu situații delicate. Eu încă mă aștept să nu se întâmple, dar pentru că lucrurile sunt foarte complicate. Ultimele vești ieri, în transmisie directă de la Strasbourg, se vorbea că Uniunea Europeană dorește ca să păstreze actualele condiții bilaterale de comerț pentru asigurarea comerțului UE. Dacă se întâmplă acest lucru, mi se pare că a pierdut Uniunea. Dacă tu vrei să ieși afară, nu poți să ai aceleași drepturi pe care le-ai avut în interior. Se va deschide o cale. Într-adevăr, este complicat pentru că sectorul agricol, agroalimentar, este... Marea Britanie este țară net importatoare. Da. Și atunci trebuie să ne menajăm, să nu facem greșeala pe care am făcut-o cu Rusia, dându-le posibilitatea să crească și să fie devină o forță. Da, să vedem. Eu sper că se vor mai schimba niște lucruri în timp, doar și-au arătat niște forțe și acum chiar dacă s-au ratificat acorduri și... Probabil. Bun. Urmează repede pentru că Sial Shanghai, final. Urmează și Sial Shanghai a doua participare, Anuga, de care nu mai discutăm și sper, deja am făcut rezervările și pentru Sial 2020 și pentru Anuga. Vom avea 1000 de metri la Anuga. Va fi cea mai mare participare cu standuri în 5 zone specializate. Când va fi Anuga? În 5-9 octombrie 2019. Și urmează încă o intrare pe piața Chinei, Anuga Beijing. Da. Va fi foarte interesant. Doamne ajută, mult succes! Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Concursul ediției. Într-un cuvânt, domnule Pădure, vă rog mult de tot să-mi răspundeți la această întrebare. Păi nu mi-ați dat răspunsul înainte. În mai multe. Nu mi-ați dat răspunsul înainte. Nu, știut. Păi da, vi-l dau. Așa. Care credeți că vor fi rezultatele acestui proiect pe care l-ați lansat săptămâna aceasta, la finalul anului 2020, termenul pe care dumneavoastră l-ați dat? Cred că vom avea colegi din mediul asociativ mult mai bine pregătiți. Vom putea să punem pe masa decidentului public o politică corectă, structurată și elaborată. Și asumată. În care să cerem ceva. Și asumată, altfel nu se poate. Până acum doar ne asumăm, dar nu aveam ce. Iar instrumentul pentru promovarea exportului, instrumentul pe care îl vom pune la dispoziție undeva la mijlocul anului viitor,
eu cred că va fi funcțional și va produce efecte imediate pentru brandul național și pentru brandul sectorial, în special pentru brandul din sectorul alimentar. Felicitări, mult succes, 1000 de puncte din partea agenției Infogroup și a emisiunii și a revistei și a conferinței Meet Milk, ultima ediție. Le voi folosi punctele la consolidarea brandului. Perfect. Sectorial. A revistei Meet Milk și ultima ediție a revistei Infoferma, cu foarte multe informații, cu vă anunț și pe dumneavoastră, Infoferma s-a transformat din catalog în revistă, e mult mai bogată în articole. Vă mulțumesc mult de tot, felicitări pentru tot ce ați făcut, felicitări membrilor dumneavoastră și celor din ProAgro și celor din APAR. Doamne ajută. Deja am ajuns la 100 de membri. Cred că suntem cea mai mare, România 100, 100 de membri, este prima dată când am venit, nici n-am asociat-o până în acest moment. Și dacă tot vorbim de România 100... Păi e tricolorul pe coperta revistei. Cred că ar fi fost interesant la începutul campaniei acesteia să se facă măcar un site, să informăm și noi în afară ce înseamnă. Noi am promovat acel logo, având un brand în spate. Da, Doamne ajută! Sper că dialogul nostru a fost în primul rând util, dași prieteni, atât fermieri cât și procesatori, cât și consumatori, pentru că și mă bucur de faptul că tot mai mulți consumatori se uită la emisiunea noastră. Rămâneți în fața amicilor ecrane, urmează minutul editorial! Încă din perioada Dacei Felix, românii fac scandal din cauza faptului că importăm prea multă mâncare. Cred că o parte a răspunsului ne oferă AFIR-ul, care acum două zile ne-a trimis la redacție un comunicat. Ei bine, în comunicatul ăsta se spune așa, că în perioada 2015-2018, instituția în cauză a primit 17.055 de solicitări de finanțare pentru dezvoltarea fermelor mici și medii. Din aceste 17.055 de solicitări, fermierii au manifestat un interes scăzut pentru creșterea porcinelor, pentru care au fost primite doar 85 de solicitări. Pentru creșterea bovinelor de carne s-au depus doar 45 de cereri de finanțare și doar 24 de solicitări pentru ferme de păsări de curte, în condițiile în care sprijinul acordat este 100% nerambursabil. Oare de ce românii nu mai vor să aibă ferme de carne? Eu știu. Răspunsurile și la întrebarea asta ar fi multiple, dar cred că una dintre ele este și nerentabilitatea. Până săptămâna viitoare, al dumneavoastră Ilie Stoian vă îndeamnă să reflectați puțin la datele astea oferite de AFIR, să fiți foarte atenți la ce se întâmplă în țară, pentru că e iureș mare de tot și, bineînțeles, vă spune la revedere, oameni buni! Această emisiune v-a fost oferită de Carrefour.